În județul Hunedoara a plouat torențial, așa cum oamenii nu au mai văzut de multă vreme. Apa de pe versanți și pâraiele au intrat în gospodării și în case, iar forța torenților a surpat drumuri de legătură între localități. Speriați, oamenii își pun speranțele în pompieri. Efectiv, sunt înconjurați de ape. Sate întregi din Lunca Cernii sunt izolate și mii de oameni au rămas blocați în case fără curent. Echipe de salvatori au adus utilaje să elibereze drumurile de aluviuni. În județul Arad, mai multe mașini au fost surprinse de apele revărsate pe un drum județean. Copilul, dați-mi copilul! Copilul, deschide geamul, hai, urcă în cupe! Pentru oamenii din Albac, județul Alba, a fost o noapte de coșmar. Cu un zgomot asurzitor, aluviunile au intrat cu forță printre case, au inundat gospodăriile și au distrus drumurile de acces către localitate. Și paraele, uitați-vă cum e, paraele aici, de la satul ăsta Bologu, către Păltinișul în sus, toate paraele au ieșit. Nu prea de nord, dezastru, nu așa ceva. Dezastru, dezastru. Pompierii sunt acolo de ore bune și ajută pe oameni să scoată noroiul din case, iar autoritățile locale au început să curețe drumurile. Și o cantitate mare de apă în timp scurt, de o jumătate de oră, au făcut prăpăr. Zilele următoare încercăm să ne mobilizăm ca toate aceste cantități mari de aluviuni care au venit să le putem disloca de pe drumurile comunale și drumurile laterale. În zonă plouă din nou torențial, iar codul portocaliu de furtuni rămâne în vigoare cel puțin până mâine dimineață. Este a doua oară în 24 de ore când pe dealurile din zona Văii Lămășoii plouă torențial. Oamenii, pe lângă că nu au apucat să facă încă ordine în curți, se tem că și de data aceasta viitura va veni mai mare și le va distruge din nou tot ce au. Nici estul țării nu a fost ferit de furtuni. Au căzut peste 50 de litri pe metru pătrat în mai puțin de o oră și râurile învolburate s-au revărsat pe drumuri și au distrus mai multe podețe în nordul județului Buzău. Zeci de turiști au fost în pericol, au rămas blocați pe munte în județul Alba. Râul Râmeț a crescut și nu le-a mai permis să înainteze. Intervenția salvatorilor a fost dificilă. Turiștii au fost reluați de către Salvamont Alba. Din cei 24 de turiști, doi dintre aceștia au fost o soție de 59 și respectiv 54 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, aceștia prezentând o stare de oboseală și slăbiciune. Tot din cauza vremii, un tată și fiul lui s-au rătăcit în rezervația Cheii Letișiței, județul Vrancea. Echipele i-au căutat toată noaptea și doar spre dimineață i-au găsit într-un refugiu din rezervație. Zona este una greu accesibilă, cu semnal slab de telefonie. La cabana La Pândar au fost găsite 4 persoane, așadar cu 2 mai mult decât se știa că dispăruseră. Toate cele 4 persoane, 3 bărbați și un copil de 12 ani, sunt în siguranță. Codurile portocalii și galbene de instabilitate atmosferică au fost prelungite. Își fac apariția manifestările de instabilitate atmosferică temporar accentuată și în partea de sud-est a teritoriului, inclusiv în zona municipiului București, și vom vorbi de manifestări destul de serioase, de averse torențiale, de descărcări electrice, de cantități de apă însemnate. Doar câteva județe vor scăpa de furia vremii, însă meteorologii anunță că vom avea toată vara vreme cu extreme, caniculă și furtuni.